Bună ziua, sunt Mihaela de la Shantor și vă propun să vorbim astăzi despre grupele de sânge și importanța lor. La om, sângele este împărțit în 4 grupe, 0, A, B și AB, în funcție de prezența pe hematin a unor antigene notate cu A sau B. Iată, dacă pe suprafața hematilor avem antigenul A, vom avea grupa A. Dacă pe hematii există antigenul B, vorbim despre grupa de sânge B. Dacă pe hematii avem ambele tipuri de antigen, A și B, grupa de sânge va fi AB. Iar dacă pe suprafața hematiilor nu avem nici antigen A, nici antigen B, atunci vom avea grupa de sânge 0. Acestor antigene le corespund anticorpi care se găsesc în plasmă și care sunt notați cu alfa, anticorpul anti-A, sau beta, anticorpul anti-B. Iată, în plasmă putem avea anticorpul alfa sau anticorpul beta, putem avea atât anticorpul alfa cât și anticorpul beta, sau din plasmă pot lipsi anticorpii alfa și beta. Este foarte important să reținem faptul că în sângele unui om, anticorpul alfa nu poate coexista cu antigenul A și nici anticorpul beta cu antigenul B. Deci nu trebuie să întâlnim în sângele unei persoane A cu alfa și B cu beta. Dacă s-ar întâlni, anticorpii cu antigenele de același fel s-ar lipi unele de altele, formând grămezi care astupă vasele. Hematiile se vor distruge printr-un proces numit hemoliză. Pornind de la acest aspect, putem vedea pentru fiecare grupă de sânge ce antigene și ce anticorp există. Iată, în cazul grupei A, pe hematie există antigenul A, și atunci în plasmă va exista anticorpul beta. Persoanele cu grupa B vor avea pe hematii antigenul B și în plasmă anticorpul alfa. Persoanele care au grupa AB pentru că au pe hematii atât antigen A cât și antigen B nu vor avea în plasmă nici anticorp alfa, nici anticorp beta. În timp ce persoanele cu grupa 0, care nu au pe hematii antigen A sau B, pot avea în plasmă atât anticorpul alfa, cât și anticorpul beta. Vedeți, anticorpii au o specificitate, deci anticorpul alfa se potrivește cu antigenul A, de aceea el este anticorpul anti-A, așa cum, observați, anticorpul beta se potrivește cu antigenul B, drept pentru care este anticorpul anti-B. De ce este important să știm ce grupă de sânge avem? Pierderile mari de sânge pot fi recuperate prin transfuzii. Transfuzia respectă următoarea regulă. Într-o transfuzie se ține seama de aglutinogenul donatorului și de anticorpul primitorului. Deci ținem seama întotdeauna de ce antigen se găsește pe hematii în cazul donatorului, astfel încât anticorpii din plasma primitorului să nu interacționeze cu aceste antigene. În cazul transfuziilor cu cantități mari de sânge, peste 500 de mililitri, se vor utiliza doar rezerve cu aceeași grupă de sânge cu A primitor. Observă și analizează schema alăturată. Ea este schema compatibilității sanguine, în care putem observa cele 4 grupe de sânge, 0, A, B și AB. Grupa 0 este considerată donator universal, deoarece nu prezintă pe hematii niciun fel de antigen A sau B.
persoanele cu grupa 0 pot primi doar de la grupa 0, dar pot dona sânge atât persoanelor cu grupă 0, cât și persoanelor cu grupă A, AB sau B. Persoanele cu grupa AB sunt primitori universali, deoarece nu prezintă în plasmă anticorpi alfa și beta. Ei pot primi de la toate grupele AB, A, B și 0, dar pot da sânge doar persoanelor cu grupa AB, deoarece prezintă pe hematii ambele tipuri de antigene, iar persoanele cu grupa B nu au anticorp alfa și beta. Persoanele cu grupa A pot primi sânge de la grupă A sau 0 și pot dona persoanelor cu grupă A și AB, iar persoanele cu grupa B pot primi sânge de la persoane cu grupa B sau 0 și pot dona persoanelor cu grupa B și persoanelor cu grupa AB. Să fixăm aceste cunoștințe completând împreună tabelul următor. Să așezăm întâi antigenele corespunzătoare fiecărei grupe de sânge. Am spus că persoanele cu grupa 0 nu prezintă nici antigen A, nici antigen B. Persoanele cu grupa A au pe hematii antigenul A, persoanele cu grupa B au pe hematii antigenul B, iar persoanele cu grupa A, B au pe hematii ambele tipuri de antigen, A și B. În funcție de antigene, vedem ce anticorpi se pot găsi în plasmă. O persoană cu grupa 0 care nu are antigene A și B poate avea în plasmă anticorp alfa și beta. Persoanele cu grupa A au anticorpul beta, care nu-l va ataca pe antigenul A. Persoanele cu grupa B au anticorpul alfa, compatibil cu antigenul B, iar persoanele cu grupa AB, pentru că au ambele antigene A și B, nu vor avea în plasmă nici anticorpul alfa, nici anticorpul beta. Conform schemei compatibilității sanguine, persoanele cu grupa 0 pot primi sânge doar de la persoane cu grupa 0, dar pot dona la toate grupele, respectiv 0, A, B și AB. Persoanele cu grupa A pot primi de la A și de la 0 și pot dona celor cu grupa A sau cu grupa AB. Persoanele cu grupa B primesc de la B și de la 0 și pot dona celor cu B și AB, iar persoanele cu grupa AB pot primi de la toate grupele 0, AB, A, B și pot dona doar celor cu grupa AB. Pentru a ne asigura că am înțeles, vă propun următoarea aplicație. La secția de urgențe a unui spital se prezintă un pacient care necesită o transfuzie cu o cantitate mică de sânge. Știind că pe suprafața hematilor pacientului se găsesc antigenele A și B, îi se cere să precizăm ce grupe de sânge pot fi folosite de medici pentru realizarea transfuziei, dar și să motivăm răspunsul dat. Având în vedere că transfuzia se face cu o cantitate mică, ne putem ajuta de schema compatibilității sanguine. Dar, prima dată, trebuie să identificăm grupa de sânge a pacientului. Având în vedere că pe hematie avem ambele tipuri de antigene, A și B, știm că pacientul are grupa AB. Fiind primitor universal, poate primi sânge de la orice grupă. Prin urmare, putem scrie că acest pacient poate primi sânge atât de la grupa AB, cât și de la grupele A, B sau 0. Cum motivăm răspunsul? Deoarece nu prezintă în plasmă anticorpi alfa sau beta care să atace antigenele de tip A sau B.